frumusețea n-a plecat și nu va pleca niciodată din viața noastră, cred că. Asta, în primul rând, că perioada asta de pandemie pentru mine a fost o continuare, ca să zic așa, nu a fost o pauză în creația mea. Din contră, sunt una dintre cele mai fertile perioade ale parcursului meu și ale umanității în general, nu? Dacă ne uităm la câțiva mari creatori, sunt opere care au fost create pe timpul pandemiilor și asta nu i-a împiedicat, ci din contră te pune într-o stare de motivare, de a depăși starea prezentului înspre un viitor mai luminos. Totul se poate termina, dar atunci ce rămâne? Ce rămâne după tine ca om, ce rămâne după tine ca artist, ce rămâne după tine ca tată, ce rămâne și atunci îți pui întrebări din astea esențiale și îți dai seama că apreciezi ce ai, apreciezi că încă ești aici, încă poți să faci artă, încă poți să vezi pe ceilalți chiar și online, încă poți să asculți muzică, încă poți să... Și atunci zici, da, trebuie să mă pregătesc pentru viitor. Această căutare spirituală continuă, se amplifică și devine mai stringentă, tocmai pentru că e un prezent care te apasă. Da, nu știu, eu am, cum zicea și Medeia, această liniște care s-a instaurat, această pace a naturii, a mediului înconjurător, a fost într-adevăr ca o necesitate. Dar acum pentru mine întrebarea este ce facem după, pentru că asta mă interesează cel mai mult, viitorul. Pentru că eu cred că un artist nu doarme niciodată. Adică ori ești artist toată ziua, ori dacă nu, nu ești. Și atunci chiar și când dormi, zi. Și toată noaptea zi. Dar vreau să continue că chiar și când doarme, visează despre artă. Adică...